Mehedințiul are cu ce se mândri Radu Marian Paponiu, tânărul severinean stabilit în Florida, unde și-a construit de ani de zile o carieră de succes în lumea artistică. A fost numit director muzical al Sinfoniei din Florida de Sud-Vest. Tânărul din Drobeta Turnul Severin este dirijor de cover cu Orchestra Sinfonică din Dallas, Orchestra Sinfonică St. Louis și Orchestra Konzerthaus din Berlin. Radu Paponiu și-a absolvit masterul în dirijat de orchestră la Conservatorul de Muzică din New England. În vara anului 2017, Radu Paponiu a fost numit dirijor asistent al Orchestrei Naționale de Repertoriu din Colorado, precum și dirijor pentru workshopul Festivalului Cabrillo din California. Studiază vioara încă de la 7 ani. După ce a venit din Statele Unite la inițiativa programului de muzică Perlman, Radu Paponiu a absolvit 2 grade în interpretare la vioară. Ca solist și muzician de cameră, severineanul a apărut în festivaluri din toată Europa și America de Nord, Live, Greensmith, Martin Beaver, Mary Pickham.